Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la o nouă lecție de astrologie. Astăzi vom discuta despre ghinion. Ghinion versus noroc, dar în special despre ideea asta de ghinion. Ce înseamnă și cum poate fi reflectat el în astrologie. Și tot a plecat de la un incident în tenis cu Novak Djokovic, care a fost descalificat pe 6 septembrie, descalificat de la US Open din cauza unui gest controversat. A lovit involuntar o arbitră cu mingea. Probabil majoritatea dintre voi cunoașteți, să zicem, acest incident, dacă nu puteți citi despre el. Deci, practic, a fost un să zicem, un accident regretabil, nu a fost cu intenție, dar, practic, el a fost descalificat datorită acestui gest. Din punctul meu de vedere, nu vreau să discut implicațiile, că sunt tot felul de discuții legate de acest subiect, ci pur și simplu faptul că el a avut ghinion în acel moment. În sensul în care un gest de-a lui, o acțiune, fără o anumită intenție, produce niște efecte neașteptate și efecte care cumva duc la o pierdere, duc la o situație, să zicem, care aici în cutentă negativă. Și acest aspect ne interesează din punct de vedere astrologic. Ok, cum se reflectă aceasta? Am căutat harta lui Novak Djokovic și din fericire am găsit o oră de naștere și pe AstroData Bank. Este 22 mai 1987, ora 23:25, Belgrad, Serbia. Practic avem o hartă, o oră și curiozitatea, am zis, hai să văd cum a fost acel moment de 6 septembrie, ce s-a întâmplat de a avut, să zicem, acest ghinion și, practic, acel gest al lui involuntar a dus la această suspendare din cadrul unui mare turneu. Acesta este harta lui Novak Djokovic, o puteți ridica și voi, puteți face și vă uita. La prima vedere observăm că el are o serie de aspecte destul de tensionate, care ar putea, să zicem, indica predispoziție către reacții neprevăzute și reacții care să îl afecteze. Avem o codratură, chiar dacă separantă, lună-Marte, avem această inconjuncție și practic un iod aici, Mercur, Jupiter și cu Pallas. Mercur și Pallas au legătură cu partea asta de reflex, reacție, de acțiune, deci ceva ce se întâmplă și acest iod e un indiciu al faptului că de multe ori anumite gesturi, anumite lucruri pe care le zice, acest sextil Mercur-Jupiter, pe care le face, pot avea rezultate total neprevăzute și pot fi cumva interpretate greșit sau îi pot cauza o să zicem, o pierdere, că e vorba de casa 10 aici, îi afectează prestigiu, faima și pe acest iod pun și corelez foarte mult și cu ceea ce s-a întâmplat cu coronavirusul, cu turneul pe care l-a organizat el în Serbia și în care s-a îmbolnăvit și el, s-a îmbolnăvit și alții. Deci o întreagă, să zicem, o astfel de situație în care el are anumită intenție, vrea să facă ceva pozitiv, Mercur, Sextil, Jupiter, dar lucrurile ies prost. Da? Și de multe ori îi se poate întâmpla acest lucru. Dacă o să vă uitați, să veți mai găsi multe alte, să zicem, aspecte care să ducă la această situație. În general, ideea de ghinion aș vedea-o ca o, să zicem, o conjunctură nefavorabilă, o conjunctură în care acțiunile tale capătă o altă valență și duc la niște situații în care sunt cumva situații împotrivnice. Da. Deci, practic, ghinionul aș vedea foarte mult ca ideea de a te afla la locul potrivit, momentul potrivit și de a face ceea ce nu trebuie și totul neintenționat. Da? Pentru că dacă vorbim de intenție, nu mai vorbim de ghinion, ci pur și simplu alte lucruri. Da? Dar e pur și simplu chestia asta de cumva accident, dar nu în sensul de lovire, ci pur și simplu o chestie de situație accidentală care se reflectă asupra ta într-un mod negativ. Și haideți să vedem la momentul respectiv ce tranzite și ce se întâmpla prin harta lui Novak Djokovic. Și facem întâi tranzitele și punem pe 6 septembrie, momentul când a fost descalificat, s-a întâmplat mai pe seară, mai târziu la ora noastră, deci dăm puțin mai târziu, nu mai știu, nu contează exact ora, că nu interesează exact poziția lui.
interesează momentul, pentru că este un moment important în sensul în care el era la un mare turneu și datorită acelei, să zicem, mingi lovite din greșeală și care a lovit acel arbitru, el a fost descalificat. Și primul lucru care mi-a ieșit în evidență, mi-a ieșit în ochi, a fost acel nod sud peste Uranus. Deci vedem că acest nod sud se afla exact peste Uranus, peste cuspida casei 12. Și la el putem interpreta acest Uranus pe cuspida casei 12 în sensul în care de multe ori poate face gesturi bruște, spontane, care cumva generează tot felul de pierderi și tot felul de abandonuri. Adică retragerea lui și practic eliminarea din competiție are o componentă, descalificarea e o componentă de casa a 12 în sensul în care este obligat să se retragă. Da? Deci e această componentă de casa a 12. Iar Uranus aici, practic, venind peste cuspida 12 și nodul sud, venind peste cuspida 12 și Uranus, îl pune într-o astfel de situație în care lucrurile au o întorsătură total neprevăzută. Iar nodul sud aici, în tranzit, vine cu energia nodului sud natal. El are nodul sud în balanță în casa 8. Deci e o componentă, să zicem, care vine cu o încărcătură relațională, balanță, deci ceva se întâmplă în relație cu cineva, deci nu și-a dat singur cu racheta peste degete și n-a mai putut să continue. Deci a fost o relație cu acel, să zicem, arbitru de linie. Da. Și plus casa 8-a care indică partea asta de accidental, da, de, să zicem, de eveniment neprevăzut. Și dacă ne uităm, acest nod sud face o opoziție cu luna în berbec, practic lună conjuncție nodul nord. Și nu mă surprinde că arbitru de linie pe care el a lovit-o cu mingea fără intenție este o femeie. Da? Pentru că timpul luna cu nodul nord îți generează, mai ales ca bărbat, destul de multe situații, dificultăți pe relații cu femeile. Pentru că energie cumva, să zicem, că nu se află în echilibru și din când în când poate să ți se întâmple tot felul de lucruri. Deci vedem cum acest nod sud cu această încărcătură de balanță, casa 8, opoziție cu luna, a ajuns peste acest Uranus și a creat condițiile perfecte pentru astfel de situații care să îl bulverseze, să îl dea peste cap. Pe urmă, ce mai avem? Mai avem acest Jupiter retrograd peste ascendent, care peste ascendent și în conjuncție cu Mercur, care explica, să zicem, impulsul, gestul total, să zicem, eronat, greșit și, până la urmă, ce țintă a avut de a nimerit în acel arbitru, da? Deci, undeva subconștientul lui s-au produs niște setări, niște lucruri care l-au dus la o astfel de eveniment. Acest Jupiter, practic, a activat în conjuncția dintre ascendent și Mercur, între ce intenție ai și cum se generează lucrurile. Și am văzut că la el în harta natală există destul de multe inconjuncții. Da. Dacă ne uităm, mai există și inconjuncții de la Pluto la Vertex, da, deci în acel moment destul de multe astfel de aspecte. Ce mai găsim interesant la tranzite? Ne uităm la Pallas, care am văzut că Pallas e destul de importantă la el, pentru că este pe mijlocul celui, joacă un rol puternic și este în această inconjuncție cu Mercur sextil Jupiter, da, este vârf de iod, iar Pallas, în momentul în care s-a întâmplat, era la 12 grade Capricorn, staționar, doar ce fusese retrograd, și făcea o quadratură cu cuspida casei 3. Casa 3 are legătură cu partea asta de mișcare, deci tot ce implică mișcare, reacție, că lovim cu mingea sau ne deplasăm, este implicată și această casă a treia. Și acest Pallas în codatură cu spida casei 3 și cu, implicând și ce nodul nord și Jupiter, ar putea sublinia din nou această, să zicem, dificultate una de concentrare și pur și simplu eroare de mișcare, de modul în care lovim mingea. Mai avem acest Marte, această lună neagră, luna în casa a treia, tot casa a mișcării, da, și care a pus și ea un focus și cumva i-a dat, să zicem, acea stare de nervozitate pentru a lovi mingea puțin mai tare decât de obicei, acest Marte pe nodul sud, în fel de, să zicem, răbufnire în acel moment. Mai avem fix în acel moment ca tranzite rapide Mercur, quadratură cu Marte,
care a dus acel moment de nervozitate temporară, acest Mercur, codatorul cu Marte. Am înțeles că meciul care l-avea cu spaniolul respectiv era un meci greu, a avut și o accidentare tot în acel meci, deci a fost situația destul de complicată și pe acest fond de Mercur, codatură Marte, lucrurile au fost destul de tensionate, destul de agitate. Mai observăm un Chiron fix pe axa nodurilor, care și aici aduce creează niște condiții puțin mai dificile cu acest Chiron, care implică cumva o chestie de eveniment destul de dureros ca reacție și ce s-a întâmplat, el a fost și bolnav și în partea asta de accidentări pe acest Chiron îi creează destul de multe probleme. Deci, am identificat o serie de tranzite destul de interesante. Până la urmă, nu a fost o situație gravă, nu i-a pus în pericol existența, viața, acest Jupiter pe ascendent oricum acționează ca o protecție, ca o scută, adică nu a pățit el ceva, doar că acest nod sud, venind cu această combinație, balanță, casa 8 și opoziție cu luna, s-a manifestat cumva în viața lui și a dus această eliminare. Ce aș vrea să mai reține și pentru mai târziu, este Juno sau Junona în traducere, dar e vorba de Hera la zeița grecilor, da? Iununa la roman și Hera la zeița grecilor, Juno, așa îi spun pentru a delimita de Junona de la greci, deci Juno sau Hera, quadratură cu Saturn, pe gradele 25 balanță, Saturn la 25 capricorn. Rețineți acest grad 25 balanță, pentru că este destul de important. Și o să vedem mai târziu, de fapt, e un punct care la el se manifestă ideea asta de neșansă ghinion. Mai ales că aici există și luna neagră, 25 berbec cu Marte. Deci vedem că cumva acest punct, acest Juno, foarte puternic, fiind cumva atacat de Marte, Lilith și Saturn. Iar Juno are legătură cu partea asta, tot o energie feminină, tot o parte de cumva a intra în grațiile zeiței și explică foarte mult, o să vedem în curând de ce, partea asta de a fi judecat aspru. Deci, practic, a fost un incident, nu a intenționat să lovească acea arbitră, dar cumva arbitru, cel care dirija, a avut o reacție cumva, poate exagerată, nu sunt în măsură să judec, dar cumva a fost judecat și a picat din grațiile zeiței, că asta înseamnă Juno și o chestie cumva de invidie, o chestie de reacție cumva exagerată. Și o să vedem în curând de ce e atât de important acest 25 balanță berbec, 25 capricorn rac în harta lui Djokovic. De ce a dus la această reacție? Mai vedem aici, de exemplu, Venus la 0 leu și Mercur la 1 balanță fac o inconjuncție cu Juno natal, deci cu Hera natal, deci cumva el a avut o problemă legată de arbitră, da? Și cumva ceea ce i s-a întâmplat a fost ca și cum o cădere din grație, o chestie de judecată. Da? Judecată poate nu neapărat cea mai corectă, ci o judecată, să zicem, având la bază anumite, să zicem, resentimente sau anumite alte sentimente mai puțin pozitive. Deci vedem că acest Juno este destul de activat în harta natală și prin tranzite. Cere se aproape și vedem acest Juno la 25. Ce ne mai uităm este la... Putem să ne uităm și la progresii scurt, la progresii ce observăm. În primul rând, Mercur progresat este retrograd și revine peste descendent. Și acest lucru explică toate, să zicem, toată vâlva și toate ultimele luni în care el a fost ținta unor, să zicem, atacuri, unor decizii total aiurea, cu turneul din Serbia, cu foarte multe situații, a fost destul de, să zic, a luat o serie de decizii poate mai puțin inspirate. Da. În schimb, luna a progresat la 21 balanță, nu nimic spectaculos. Ascendentul progresat peste acest Juno, da, Juno natal, da, sau Hera, din nou o activare. La ce mă mai uit eu? La profecții. Da? Profecții pentru a vedea ce era activat. Și dacă ne uităm fix la momentul, deci nu ne uităm profecțiile anuale, ci ne uităm la momentul în care s-a întâmplat, pur și simplu observăm că ascendentul se afla la 24 balanță.
deci peste acea giurnă în tranzit și practic activând din nou acest grad 24-25 balanț. Probabil vă întrebați ce e acolo. Mai aveți puțină răbdare că o să aflăm cât de curând. Cel mai important la profecții, de se activează partea asta de casa noua, balanță, la partea asta de judecată, relaționare, se activează Venus. Deci, practic, era un an în care era sub semnul lui Venus, Venus la 6 grade Taur, în casa a treia. Iar Venus natală, Venus profectată se afla la 15 grade Vărsător, Venus reprezentându-l pe Djokovic în acel moment. Și vedem că Venus se afla în quadratură cu mijlocul cerului, fundul cerului. Deci era într-o poziție în care, în relație cu tot ce înseamnă arbitru, că asta e casa 10-a, judecător, arbitru, într-o poziție defavorabilă și e intrat într-un fel de conflict. Deci vedem că el este aici în acel moment și se află în această quadratură cu mijlocul cerului. Și ăsta e un aspect, să zicem, important. Totodată profecțiile, nodul sud profectat era peste descendent, deci vedem că luna, nodul nord ajung pe ascendent și din nou marchează faptul că e un moment important din punct de vedere relațional, relație cu o altă persoană. Din nou nodul sud vine cu povestea de aici, balanță și casa 8. Deci vedem că și în tranzite și în profecții nodurile erau activate și dublează, să zicem, importanța acestei povești cu a nodului sud. Mai avem un mijlocul cerului profectat fix peste vertex. Vertexul aduce evenimente neprevăzute, da, situații neprevăzute și puteți căuta atelierul, este atelier pe Ascela Spica, dacă veți căuta aici la ateliere, veți găsi și acel atelier cu vertex, în care sunt discutat în detaliu modul în care funcționează acesta și cum poate fi interpretat. Și practic, în mijlocul celui peste vertex aduce foarte multe, să zicem, elemente neprevăzute, foarte multe surprize. Plăcute sau neplăcute depinde de restul lucrurilor. Neptun profectat a ajuns peste cuspida casei 9, ceea ce creează dificultăți pe relație cu străinătatea, pe tot ce înseamnă partea de proces de judecată, de a fi evaluat. Neptun este în opoziție cu Jupiter. Da, deci, în profecție, practic, s-a activat această, să zicem, judecată cumva eronată pe care a fost aplicată. Și acum, haideți să vedem ce e cu gradul ăsta 24-25 balanță. Și ne uităm în harta lui Djokovic și ne uităm la părțile arabe. Dacă dăm pe Reports, Arabic Parts, găsim Part of Nemesis la 23 balanță, deci aproape 24-25. Ce e cu această parte a lui Nemesis? Este partea arabă a lui Saturn și de care am discutat, am scris într-un articol pe Astrele, deci link-ul găsiți în descriere. Partea lui Saturn este o parte care creează destul de multe dificultăți. Se calculează ascendentul punctul norocului minus Saturn pe hartă diurnă și hartă nocturnă ascendent plus Saturn minus punctul norocului. Și aici descriu toată întreaga ce înseamnă, să zic, semnificația mai largă acestui părți arabe. Dar cu alte cuvinte, această parte arabă poate fi denumită sau partea ghinionului cumva. Este și partea lui Nemesis sau partea lucrurilor grele. Eu aș vedea-o și ca o parte a ghinionului, în sensul în care este un punct sensibil în care lucrurile ți se întâmplă fără ca tu să ai control, fără ca tu să poți să faci ceva. Și vă recomand să citiți acest articol, v-am zis, link-ul găsiți în descrierea acestui video. Mai există și o continuare, practic e o întreagă serie și exemple cu partea lui Saturn. Este o întreagă serie aici despre seria părților arabe. O să adaug întreg link-ul către aceste părți arabe care se merită studiate. Și să revenim la Djokovic. Deci Djokovic are partea lui Saturn, partea Nemesis sau partea ghinionului la 23 balanță. Și acum lucrurile încep să facă sens. Încep să facă sens pentru că dacă ne uităm la momentul profecțiilor, ascendentul era fix peste acest punct.
Deci a existat fix peste acest punct, deci cumva îl activase prin trecerea ascendentului și practic l-a pus într-o astfel de situație în care lucrurile s-au întâmplat, nu a intenționat, n-a, pur și simplu o chestie de ghinion, da? O chestie de ghinion. Și dacă ne uităm și în tranzite, și la tranzite, acum înțelegem de ce această Juno, quadratură cu Saturn și Luna Neagră au activat fix această parte arabă a lui Saturn și a adus o astfel de situație care cumva nu a controlat-o și n-a avut ce să facă. A fost o judecată rece, bună, rea, nu contează, a fost o descalificare, o pierdere, care cumva el n-a avut nimic ce să facă, nu a intenționat, nu a avut niciun gest, să zicem, scăpa lucrurile de sub control, s-a enervat, pur și simplu a lovit o minge fără să fie atent și de aici toată nebunia. Și cumva explică la un nivel mult mai subtil acest nod sud peste Uranus, adică nuanțează foarte, foarte bine. Și cumva prezența acestui Juno aici și natal și în tranzite, aș spune că e foarte mult legat de o chestie de invidie, așa specula. E ca și cum cineva nu l-avea prea mult la inimă, poate arbitra respectivă și cumva a forțat o descalificare, a forțat acea decizie. Dar este pur și simplu o speculație de moment, nu am alte informații care să susțină alt lucru. Deci vedem cum aceste părți arabe și această parte lui Saturn poate fi destul de puternică într-o anumită conjunctură, într-un anumit moment și poate scoate la suprafață aceste situații care pur și simplu putem considera că avem ghinion. Și cam asta ce vreau să discutăm astăzi, foarte pe scurt, despre Novak Djokovic și evenimentul pe care l-a avut parte cu acea suspendare de la US Open și care au fost, să zicem, elementele din spate. Dacă voi observați și alte lucruri, sunt și alte elemente care v-au atras atenția și pe care eu nu le-am observat, vă rog să scrieți în comentarii și vă voi răspunde și vom discuta despre acel subiect. Nu uitați să intrați să citiți despre partea lui Saturn și a vedea în harta natală la voi cum funcționează, că când sunt acele momente în care se poate activa, pot fi acele situații, de exemplu, cu ghinion, în care ai impresia că lucrurile sunt împotriva ta. Vă mulțumesc pentru atenție și până la lecția următoare vă urez spor la studiu. O zi bună!